ai venit în țară, ca să zic așa. Bine v-am găsit. De ce ai venit? Am multe motive pentru care mă întorc aici în mod regulat. Am copilul meu, pentru care trebuie să mă întorc de fiecare dată. Am agenția, care este totuși o companie românească, deși în momentul de față lucrez mai mult pe piața externă. Am prietenii mei, am familie, am părinții. Totdeauna este un motiv să mă întorc aici cu plăcere, nu numai pentru lucruri de interes profesional. Acum cât timp ai plecat? Păi, puțin mai mult de 2 ani de zile am plecat constant și nu m-am mai întors, dar eu am fost plecat tot timpul. Am stat la New York, am stat la Londra, după care m-am mutat la Milano. În momentul ăsta stau în Madrid. Mai târziu nu știu ce se va întâmpla. Au trecut mai bine de 12 ani de când Vali cutreieră lumea în lung și în lat, promovând frumusețile masculine. Afacerea lui se bucură de un succes enorm, dar Vali mărturisește că în ziua în care a plecat din România, nici nu visa că viața lui va arăta astfel. N-am avut curajul să gândesc că o să ajung așa departe, n-am avut curajul să gândesc că agenția mea o să fie singura din România, care reprezintă un model care este clasificat numărul 8 în momentul de față, în top 50 male models pe tot globul. Dar iată, e o performanță la care am ajuns și bineînțeles că acum vreau mai mult. Niciodată nu e suficient, nu? Bine să arăți lumii, să faci în primul rând ceea ce știi cel mai bine, pentru că numai așa poți performa, și să arăți lumii că ceea ce faci tu faci bine. Cam asta. Figurile presupun că sunt mult mai bune în afară decât în România. Sunt mult mai bune, tocmai... Ne spui aproximativ cât? Fiurile pentru care modelele mele sunt bucuite la diferite joburi, păi nu, sunt de la câteva mii până la zeci de mii și chiar am ajuns și la sute de mii. Aștia nu sunt, încă sunt banii mei. E o companie de condus, sunt niște reguli, nu știu dacă foarte multă lume spune despre cum decurg contractele de modeling, dar în contractele de modeling internaționale nu contează cine sunt, ce vreau și cât vreau să iau în partea mea, există o regulă internațională care spune că 10% din grosul modelului intră în contul agenției și de aici, evident, până ajunge un profit, se mai înjumătățesc, se mai... Exact. Dar e un domeniu în care... Cel puțin la nivelul la care am ajuns eu, nu simt foarte mult criza, că o fie europeană, mondială sau românească. Marele meu regret rămâne că aș vrea să găsesc mai mulți tineri români pe care să-i promovez pe piața internațională. Vali se învârte acum în cercuri înalte, cunoaște mari designeri ai lumii, colaborează cu directori de la cele mai importante reviste de modă din lume. Totuși, spune că a rămas același băiat simplu, de la țară. Nu mi-este rușine că sunt român. În călătoriile mele prin străinătate, lumea mă întreabă. La un moment dat se ajunge la această întrebare, tot timpul este inevitabilă, dat de unde ești. Și când spun România, văd acea surpriză pe fața oamenilor. Sunt puțin, cel puțin pentru 10 secunde, 20 de secunde, vezi o crimasă, vezi ceva, până își dau seama cum să se controleze și unii dintre ei întreabă, dar n-aș fi crezut că ești din România. Și mă întreb în mintea mea, dar ei cred că noi trăim precum maimuțele în copac sau ceva de genul ăsta. Ideea este că percepția României este destul de proastă afară. Iar eu niciodată nu am spus că sunt altceva, pentru că lumea spune, ești neamț, ești grec. Nu, domnule, sunt român. Și mai mult de atât, pentru că mă atacă foarte mult chestia asta, percepția superficială că noi suntem, mă rog, foarte înapoiați sau provenim dintr-o lume a treia sau orice altfel, atunci insist. Când văd că cineva nu înțelege faptul că vin din România și pot să am o prezență acceptabilă în orice context, atunci mă enervez și spun, dar nu numai că vin din România, părinții mei sunt țărani. Eu primii 10 ani de zile am crescut la țară, fără apă curentă, fără lumină. Eu n-am știut ce înseamnă să mănânci portocale decât de Crăciun și de Paști, când stăteam la o coadă. Și se uită și stau fascinat și nu le vine să creadă detalii de genul ăsta. Dar eu sunt mândru de unde am plecat. N-am spus niciodată că sunt altceva. Vă spun și vouă acum. Da, părinții mei sunt fermieri. Dar e adevărat, au dezvoltat un business, o duc mult mai bine, dar de acolo vin. Sunt tot timpul la Fashion Week-urile din Milano, din Paris, din Londra.
facem prezentări din cele mai renumite pe care le vedeți pe canale faimoase de specialitate. Lucrăm cu clienți precum Dior, Versace, Belstaff, avem campanii de renume de promovate la nivel global. Mulți și-ar dori să fie în locul lui, dar Vali își cunoaște locul în lumea asta, nu se lasă copleșit de succes, ba chiar visează să realizeze și mai mult, pentru că nu a uitat cum e să trăiești în sărăcie. Acum încearcă să-l învețe și pe fiul lui, în vârstă de 10 ani, să aspire mereu la mai mult. Ți s-a schimbat viața de când ai devenit tată? Fără să-mi dau seama, mi s-a schimbat viața foarte mult. Ce să spun, tocmai acum am petrecut cu Alex, pentru că a fost ziua lui pe 18 martie, sunt venit de 2 săptămâni în România, am venit să sărbătorim și mi-am dat seama cât de mult îmi place această postură de tată și uneori poate că sufăr că sunt la distanță și îl văd numai o dată la 3 luni de zile, atunci când vin eu în România pentru 2-3 săptămâni, pentru că vin de 4-5 ori pe an, vin și stau aici cam pentru că am și treabă, dar vreau să-mi petrec cât mai mult timp cu copilul meu. Și atunci când nu sunt aici, intrăm pe Skype, vorbim pe telefon, este foarte un copil foarte, foarte modern, activ în aceste moduri de comunicare, pe telefoane inteligente, WhatsApp, tot timpul vorbim, chiar dacă eu nu sunt prezent cu el în fiecare zi. Probabil îi lipsește și lui partea de a avea un tată permanent în viața lui, dar viața modernă uneori vine la pachet și cu sacrificii de acest gen. Dar pe de o altă parte e o bucurie totuși, pentru că ai rămas în relații foarte bune și cu el și cu Raluca. El și cu Raluca, după cum vedeți, ne-am întâlnit tocmai la salonul Ralucăi. De fiecare dată când vin aici, mai am grijă un pic de mâinile mele, de părul meu și așa mai departe, pentru că vreau sau nu vreau, sunt obligat de acest domeniu în care eu activez, e o conduită, e un cod pe care trebuie să-l respectăm. Ai rămas în relații bune cu Raluca, pentru că în ziua de azi toate cuplurile care se despart definitiv, adică nu mai vorbesc, nu mai... Păi, Raluca... Se despart și cu Tărăboi. E adevărat, știu, e un lucru pe care nu-l înțeleg foarte bine, nu l-aș face niciodată, n-am fost împus în situația de a trece printr-un asemenea tărăboi, pentru că noi ne-am înțeles bine dintotdeauna, ne-am înțeles bine și ne-am iubit atunci când am fost căsătoriți, după care ne-am despărțit și acum suntem cei mai buni prieteni. Nu știu în ce măsură lumea poate să înțeleagă o astfel de relație, însă Raluca este poate unul din cei mai buni prieteni din viața mea, care tot timpul au fost lângă mine și cu lucruri bune și cu lucruri mai puțin bune și e parte din familia mea, e mama copilului meu, n-am ce să spun mai mult de atât decât faptul că o iubesc foarte mult ca un prieten și nu cred că lucrurile se vor schimba vreodată. Mai ales după atâta vreme, sunt absolut convins că această relație de prietenie este o relație de prietenie sinceră. Dacă ar fi să dai timpul înapoi, ți-ai dori să, nu știu, să continuați? Calitate de soț, soție sau măcar iubit? Nu, suntem niște oameni maturi care au înțeles că lucrurile au o singură direcție, le merg într-o singură direcție și înapoi nu te poți întoarce niciodată. Evoluția este doar într-un singur sens. E așa refăcut viața, tu? Și viața tuturor merge în continuare. Acum nu știu ce înseamnă expresia și are făcut viața. Viața a găsit pe altcineva. Păi, eu nu trebuie să cauți atunci, nu trebuie să cauți pe altcineva. Viața merge înainte, cu bune și cu rele. Atunci când se întâmplă, când destinul hotărăște să se întâmple ceva, se întâmplă. Deci viața mea merge în continuare, așa cum este. Sunt foarte fericit în momentul de față. Bineînțeles, e loc de mai bine. Vrem bani mai mulți, vrem mai multe, vrem plimbări, vrem distracții. Ideea este că sunt deschis pentru orice apare în viața mea. Sper să apară lucruri bune.